era o închisoare în Ordei. Și au dus, adică, toată intelectualitatea, cât de cât că au ajuns acolo, încasator din bancă, au ajuns acolo. Pur și simplu era un funcționar din bancă, încasator din băncii români, au fost dus așa în pușcărie. Deja în 41, când se retrag, rusii ce fac sovieticii? N-au reușit să-i execute, să-i judice pe toți aceștia. Și probabil nici te... Să-i judice, da? Nu, dar n-au reușit să-i judice. Deci făceau și așa. Făceau și așa. Ce au făcut? Au închis ușile, era costisitor să iei cu dânsul, să-i încarce în trenuri, să grăbeau. O luat, au dat foc la închisoarea de la Orhei. Apoi spun că s-au auzit până satul și la Pilivan, este, până la Cismea s-au auzit răcnitele cum au ars de vii. Au ars oamenii de vii, pentru că el era funcționar, pentru că este s-o rudă de-a noastră, a fost încasator, bancar. Și fiul trăiește, acum bine mersi, avea pe atunci vreo un an când l-au ars pe taicu. Și el crede în Voronin ca în Dumnezeu.